n-ar strica să începem cu un avertisment pentru băieții din casa Mireasa. Țineți-vă bine, căci în cele ce urmează despre ei e vorba. Oare ce zice lumea de afară când... Băieții ăștia... Da, bună întrebare. Eu nu știu ce a intrat acum, e destul de hotărât, adică chiar și-ar dori o relație, chiar pare un băiat destul de hotărât. Ce sezon chiar că... Sau care sezon? Da. Ele. Păi, Doamne, a fost așa. Victor s-a cuplat imediat, s-a răzgândit. Marius, nu mai spunem. Ce-a făcut Marius, e bun? Petrică și el tot la fel, a dat cu muci în fasole. Da, chiar da. Mă așteptam la Petrică să fie foarte calculat, să știe bine ce zice și da, nu caute scuze banale și așa mai departe. Bine, acum să sperăm că au luat-o pe băgașul normal. Sebastian, Dumnezeu cu mine. Dumnezeu să-l ierte. A plecat Mohamed era decis, dar n-avea cu cine să facă cuplu sărac, pentru că nu l-au vrut fetele. Ion. Mor. Și Alex. Care s-a înscris la toate emisiunile, nu matrimoniale, că avea relația cu mine, dar s-a înscris la toate emisiunile în speranța de a câștiga. Da, Alex, eu de-aia am și renunțat foarte repede. Mi-am dat seama că... Băi, a venit pentru competiție. A intrat în emisiune, vreau să cunosc toate fetele. A ținut așa vreo 3 săptămâni, vreau să cunosc toate fetele. Știu pentru ce a intrat el aici. Pentru că el a spus, când munceam, eram în abator și zicea: ei, că mă înscriu eu la... A dat el nume de astea. Să câștig și eu o sumă de bani, să fac ceva. Și băi, e greu. Păi, am primit o scrisoare în momentul în care am avut noi date-ul respectiv imediat atunci. M-am supărat eu că nu mi se părea normal atât de bine. El s-ar fi axat pe oricine, pentru că ți-am spus atâta timp cât el se înscria la toate emisiunile. Am primit o scrisoare și mi s-a zis așa, că și așa și este, sunt convinsă. Nu spun că nu-i place, că e o fată frumoasă, dar cred că dacă ar fi fost împins către altcineva, ar fi făcut același lucru, știi? Mi s-a zis că a intrat în emisiune condiționat de susținători și oarecum a ascultat ce i-au sugerat susținătorii. Ți-am zis, s-a înscris la foarte multe, băi, în fiecare sezon se înscria și spuneam: băi, omule, trebuie să stai 5-6 luni acolo. Păi și ce, măcar știu că câștig, de ce să nu mă duc? Era tot fixat pe chestia asta, băi, și era și deja mă nebunea că se înscria la toate și i-am zis: băi, omule, mai ho, că deja... Te-ai înscris la toate. Toate ce erau, alea sportive, toate care erau. Pe la, nu mai știu, mai era una. Tot așa, știi, ca să ajungi să câștigi. Păi, dar le-a luat în fiecare sezon. Le-a luat la rând, sezon. Are șanse să câștige, pentru că e susținut de cel mai mare grup. Da, are șanse să câștige, da. Ideea e că el asta își dorește, popularitate și să câștige. Când o să iasă, sunt sigură că el va fi genul ăla care eu le pe toate, că așa e el ca om. Mereu a căutat popularitate, mereu a căutat să fie văzut, să fie de toate fetele. Și uite că își atinge scopul pentru care a venit. Și o să rămână o perioadă cu ea, că rămâne o perioadă, dar după o perioadă eu nu-i văd împreună, pentru că știu cum e el ca om, chiar știu. El o să fie văzut când iese de aici, o să-l caute fetele și lumea lui, fete și toate cele, adică știu cum stau lucrurile deja. Și uite că, cu toate că s-a înscris la foarte multe și în toate sezoanele, nu a fost ales niciodată. Și eu am rămas așa, mască, că n-a, dai seama, munca e grea, nu? E simplu să te înscrii la o emisiune și să câștigi. El n-a gândit rău, a gândit bine, dar n-a. Și acum ce-o zis? Ok, nu rămân, dar mă fac cu 20.000. Bă, nu-i fraier. Dar na, în fine, nu mă interesează. Așa că sezonul ăsta, seriozitate mai puțină din partea tuturor. Ți-ai vărsat năduful. Am pus adevărul. Adică... Asta e adevărul, Alexandru? Nu. No. Într-adevăr, m-am înscris doar la o emisiune de
sport și atât. La toate, care erau în fiecare sezon și așa mai departe. În fine, eu am spus ce am avut de spus și cam atât, nu mai spun altceva. De ce exagerezi? Nu exagerez cu nimic. Bine, cum spui tu. Păi stai, eu nu o luăm asta cum spui tu. Hai să vedem, că sunt niște acuzații grave pe care vreau să le discut. Eu am spus, da. M-am înscris doar la emisiuni sportive, atât, atât. Ok. Sunt niște condiții ca să câștige premiul, adică condiția... Și eu am mai spus că nu am venit să câștig aici. Da, cu siguranță. Da, pe de altă parte, nu văd ce e rău să câștige, adică până la urmă e o competiție, să vă mai amintesc că de asta sunteți cu toți, este o competiție. Primul pas e să fii într-un cuplu, al doilea pas este să te căsătorești, al treilea pas votează lumea, dacă ești cel mai votat, câștigi premiul. Și, apropo, din experiența, cel puțin a sezonului al doilea, cei care s-au căsătorit, cei care s-au căsătorit mai multe cupluri în finală și nu au câștigat cei care au fost cel mai mult, fata săptămânii și băiatul săptămânii, corect, Alina? În sezonul 2? În sezonul nostru, în sezonul 3, în sezonul în care ai fost și tu. De obicei erau... Liviu și Maria. Da, dar ei nu au fost de obicei fata săptămânii și băiatul săptămânii de multe ori. Au cam, erau, dacă nu pe locul 1, pe locul 2. Da, de asta zic, nu este o regulă ca cei care sunt votați fata săptămânii, băiatul săptămânii, să o ducă așa până la final să, și să și câștige. Pe de altă parte, tu pe tine te-am auzit, Alina, spunând că Alexandru a făcut cuplu cu Ana la sugestia fanilor. Am primit o scrisoare de acest gen, da. Eu zic că astea sunt frustrări. Și susții această teorie? Ia zi, ar fi făcut cuplu cu oricine doar ca să ajungă în finală, părerea mea, adică... Mie mi se pare că ai văzut frustrat. Că lucrurile merg un pic mai bine între noi și da. Te-ai abținut cam mult. El măcar face ceva în emisiunea asta tu decât să vorbești despre el. Eu ești foarte frustrată, Adelina. Adică și... dacă chiar nu-ți păsa, nici nu mai deschidei subiectul, eu așa văd. Și mie nu mi se pare greșit nici că s-a înscris la mai multe emisiuni. Și până la urmă nu e nimic rău să te înscrii la emisiune, adică nu de când e ceva rău. Noi vorbeam de seriozitate, de băieții care sunt serioși. Vorbești de seriozitate? Tu vorbești de seriozitate? Vorbeam despre băieți, nu vorbeam despre fete. Eu zic mai bine îți privești ce faci tu aici decât... Dar de ce, Ana, de ce spui că tu vorbești despre seriozitate? Pentru că până acum, cred că dintre toate... Și dintre toți concurenții, ea nu a dat dovadă de lucrul acesta. Asta este părerea mea. Se joacă. Voi face exact ce voi simți și când voi simți. Nu mă voi grăbi. Normal. Ea spune că încă nu a intrat cineva pe gustul ei. Eu cred că ar fi avut oportunități, măcar să dea o șansă cuiva, dar se vede că ea doar se joacă, doar tratează foarte copilăresc totul. De exemplu, i-a plăcut foarte mult de Marius, dar Marius și-a dat seama despre cum e așa. Dar tu de unde știi de că, unde știi că mi-a plăcut foarte mult de Marius, da, exact. Păi s-a văzut și a spus și Marius că a e genul ei? Da, este genul ei. Marius e genul lor. E, dacă o spui asta, tu lovești în toate fetele, că poți să trag concluzia că e și genul Ralucăi. Da, eu zic că a văzut că merge foarte bine cu Ana și au intervenit frustrările și... Până cu siguranță acum, nu nimic. Problema mea mă interesează, ești... doar mi-am spus punctul de vedere, atât. La cum se desfășoară ea... Eu nu vorbesc de tine, nu știu tu de ce vorbești de mine. Popularitate de pe mine nu mă interesează persoana ta. Nici pe mine persoana ta. Păi văd. Am spus, vorbeam despre toți băieții din casă și ai ajuns și tu. Ai vorbit cel mai mult despre el. O jumătate. Am spus cum este el atâta tot. Și de ce te interesează? Dar tu de ce te bagi? Am vorbit despre tine cumva? Ai vorbit și despre mine. Nu a fost neapărat cu răutate, pentru că probabil despre el știe mai multe informații și atunci le-a spus. Da, Alina, nu mai exact vorbi, te rog, peste... Alex, am mai spus lucrul ăsta de mai demult, adică nu e acum că a văzut că vă merge vouă bine. Păi văd că tu ai. Ai zis inclusiv despre mine niște chestii, de aceea m-am băgat. Nu despre tine, nu e problema ta. Păi și tu te bagi unde nu-ți... De exemplu, discuția aceea nu era treaba ta. Da. Așa că era o discuție despre faptul că... Asta că începem. Da, Alina, chiar sunt, nu discutam despre... N-au fost deciși la început exact. Și nici după aceea. Okay. Despre asta, nu voi că am dat bine. În cineva sau... Nu s-a vorbit la modul general X, nu e ție, cred ok că din niciun punct de vedere. Nu te-am ales pe tine de la început. Ai văzut că eu ți-am zis că am renunțat. E prea matură pentru tine, stai liniștit. Păi și Ana nu-i matură? Da, și Ana este matură. Dar tu ești? Eu zic să încheiem subiectul și faptele o să vorbesc de la... Eu nu înțeleg de ce te bași tu în discuție, nu era vorba despre tine. Ați vorbit și de mine. Păi și nu
te mai băga. De cum se bagă Alina pentru tine, mă bag și eu pentru Alex. Alina nu s-a băgat pentru mine, Alina era în discuție, discuta cu mine. Ce țipie așa la mine? Să mă auzi, că văd că nu mă auzi. Nu vreau să te aud.